comunitatea, trăim cu care s-a spus comunitatea. Vă mulțumim pentru invitare și toate procedurile prealabile unei ședințe de Consiliu vor face obiectul următoarei ședințe ordinare. Dau vă cuvântul domnului președinte pentru a vă expune ordinele. Vă mulțumesc! Bună ziua! Să dau citire dispoziției numărul 283 privind convocarea ședinței din data Consiliului Local Vaslui. Inginer Vasile Pavel, primar al municipiului Vaslui, în baza prevederilor articolului 39 aliniatul 4 și în temeiul articolului 68 aliniatul 1 din legea administrației publice locale numărul 215/2001 actualizată, dispun. Articolul 1. Se convoacă în ședință de îndată în Consiliul Local al Municipiului Vaslui pentru data de 22.03.2017, având ca ordine de zi următorul proiect de hotărâre. Punctul 1. Privind aprobarea participării Municipiului Vaslui în calitate de beneficiar în proiectul Sistem de Management al Performanței și Calității în cadrul Primăriei Municipiului Vaslui, SMC-PSC, și valoarea cheltuielilor eligibile, neeligibile și conexe din cadrul proiectului. Ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează secretarului municipiului Vaslui. Dacă mai sunt propuneri pentru această ordine, dacă nu, propun să mergem cu aviz favorabil. Cine este pentru? Mulțumesc cu unanimitate. Punctul 1. Privind aprobarea participării municipiului Vaslui în cazul de beneficiar în proiectul Sistem de Management al Performanței și Calității în cazul primării municipiului Vaslui și valoarea cheltuielilor eligibile, neeligibile și conexe în cazul proiectului. Doamna. Raportul. Punem un proiect la ANFOCA pentru înălțarea sistemului de management la performanță și calitate în cazul primăriei municipiului Vaslui, SMC-PSC, în valoarea proiectului fiind de valoarea totală a proiectului fiind de 423.805,31 lei, contribuția luată Vaslui în sumă de 8.476,11 lei. Obiectivul general proiectului se urmește prin acest proiect implementarea unui sistem de management al calității, certificat conform standardului internațional ISO 2015. Deocamdată depunem numai cerere, să vedem dacă va fi și aprobat. Mulțumesc. Dar sunt întrebări deja cu legea. Eu am curiozitat, nu. Plecând de la faptul că am văzut în seara că și cușul mediu care au avut o ședință identică cu farmacie, sunt bani care sunt propuși către autorități locale, cum îi pe bor, când s-a spus, domnule, Vaslui o să ia atât. Eu unde știm valoarea și toate astea? Adică o ședință din dată care și-a mâșit la ei, înseamnă că chiar s-a întâmplat o chestie rapidă. Deci este un ghid de finanțare pe POCA, în care sunt date valori eligibile. Da, am văzut, am luat-o după numărul de funcționari publici, după numărul total de personal, care din primărie, după numărul total, deci la chestia asta, ca să știu cum s-o arbă, s-o asumit. Dacă mai sunt... Nu are rost. Ce zi nu-i spune? Mă mai cer. Dacă mai sunt întrebările care sunt în acest punct. Îți dăgută patele. Dacă nu, propun să mergem cu aviz favorabil. Dar nici mult mai. Cine este pentru? Mulțumesc. Nu știu că cine este. Cum să fie mai mare. Dar am citit proiectul de mult. Știi că problemul este aici. Nu mai spada, da. Nu, da. E perfect. Ai scăpat de 8.